Paula Iorga, soția lui Leo Iorga, a publicat un mesaj emoționant: Dumnezeu să te odihnească, dragostea mea! Când și unde va fi înmormântat artistul? Paula Iorga a publicat pe pagina ei un mesaj emoționant. A împărtășit cu toți fanii și cunoscuții unde și când va fi înmormântat soțul ei. Leo Iorga a murit, lăsând în urmă o familie care spera în continuare la o minune. Paula Iorga, soția lui, a fost alături de el în ultimele zile petrecute în spital și suferă cumplit. Pe pagina ei, a publicat un mesaj cutremurător: Azi, în sâmbăta morților, iubitul meu soț a plecat în bratele bunului Dumnezeu. Fie ca sufletul tău să zboare nestingherit și limin împărăția cerurilor, unde vei fi alături de colegii tăi Teobeter și Emil Laghia, Ghiur Pascu, etc. Trupul neinsufletit va fi depus luni, la Casa Eliad, vis-a-vis de Biserica Sfânta Mina, urmând ca marti să aibă loc înmormântarea la cimitirul Belluc. Dumnezeu să te odihnească și să te ierte, dragostea mea, luptătorul meu neînfricat! Virgulă, a scris Paula Iorga pe pagina ei de Facebook. Apropiații și fanii lui Leo Iorga sunt alături de soția lui. Sunt alături de tine, dragă Paula. Dumnezeu să-ți dea putere ție, băieților tăi și întregii familii, iar pe Leo să îl ierte și să-l odihnească în pace, virgulă, chiar îmi pare foarte rău, am copilărit cu muzica lui. Sincere condoleante, virgulă, Dumnezeu a fost egoist. 50 a iubit atât de mult încât l-a luat prea repede alături de el. Leo va trăi pe pământ, ingându-l-și în sufletele noastre cât noi și generațiile care vor veni după noi vor exista. Leo e în sufletul nostru, al poporului român, pe veci. Dumnezeu să-l odihnească în pace și în liniște, căci greu l-a pus la încercare. Virgulă, sunt doar câteva dintre mesajele pe care Paula Iorga, soția lui Leo Iorga, le-a primit la scurt timp după publicarea mesajului.